ziua, vă mulțumim că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Vă rugăm pentru început să vă faceți o scurtă prezentare, vârstă, ocupație, de unde sunteți și membru Columbofil, din ce an? Numele meu este Andrei Bondar, am 32 de ani, locuiesc în Oradea, ca și profesie sunt consultant pe fonduri europene. De porumbei mă ocup efectiv de porumbei voiajor din 2012. M-am mutat cu porumbei în Oradea, efectiv să zbor de aici din anul 2014-2015, a fost sezonul de trecere. Iar de când am început să mă mut aici, am început să mai apară și rezultatele. În primul an mai slăbuți, dar din 2016 au început să apară rezultatele în mod constant la anumite categorii, viteză, a fost la Font Tineret, la Berlin au venit destul de bine. Iar anul ăsta, în 2017, rezultatele au fost mai bune, în principal pe categoria de crescători la echipe. Am și câțiva porumbei cu un top 3 județean la nivel de pasăre. Cam atât așa în general despre rezultate. Spuneți-ne, vă rog, ce linii dețineți în prezent? În prezent am încercat să mă axez pe... Principal pentru că mi-a schimbat puțin optica, zbor mai mult zborul de o zi, viteză de mi-fond și în general fond general. Am porumbei pe linia Horvat, care e un fuzie de Charlekens, în general pe linia masculului deținut de Bala plus Tripo, care a fost campion național la viteză palmares 2 ani, am în cușcă 5 pui din el și în general lucrez pe partea, pe linia asta de porumbei, dar colaborez foarte bine și cu Paul Popovici din Austria, în care el îmi trimite în fiecare an o serie de pui, 30-40 de pui, pe care îi zburăm, îi selectăm și din aceștia ce rămân mergem mai departe. Încă n-am reprodus în matcă din pui ăștia, dar de la zburători mai sunt, care mai las pui la început de sezon. Am înțeles. Și cum preferați să concurați? Eu concurez văduvie. În principiu merg văduvie cap-coadă. Anul ăsta am făcut o singură greșeală a vieții mele, zic eu, că am trecut de la văduvie la natural și sper că nu cred că o să mai fac vreodată. Deci rămân văduvie, în care zbor și masculii și femelele, văduvia prin rotație, în care las femelele primare la zbor să facă antrenament în jurul crescăturii, le las intre la mascul și după ce am intrat, las masculii la zbor și pe ele le las o jumătate de oră cât zboară masculin principal, să stea pe boxele masculilor. Am înțeles. Care este linia sau familia care v-a adus cele mai mari satisfacții? Acum, rezultatele sunt împărțite. Am avut, de exemplu, etapa de Berlin Național, care îmi place să joc dintre maratoane cel mai mult. Am o femeie care mi-a reprodus bine și am avut rezultate bune la Berlin în 2015-2016. Anul ăsta au venit alți porumbei, poate și din cauza mea, pentru că am trecut la natural și nu trebuia să trec, trebuia să zbor văduvie până la capăt. Dar e o linie de porumbei obținuți de la un băiat din salon, Radu Petrușan, Etienne de Vos cu Sticklebout, pe linia asta merg pe la maraton. Iar pe viteză, cum am spus mai devreme, linia de porumbei Horvat, care mie mi-a dus la viteză cel mai mare satisfacție. Adică sunt porumbei care au cel puțin 2-3 zgârniri pe sezon, cel puțin, zic, în care lovesc în față. Vă rugăm să ne dați câteva detalii despre porumbei performer din anul 2017. Mi descrieți și ne spuneți cum i-ați pregătit pentru etapele la care s-au evidențiat. Da, în principal anul ăsta la porumbei am avut o femelă care anul trecut avusese 9 clasări ca yearling, anul ăsta la 2 ani de zile reușește să facă 13 clasări. E o femelă primită de la, din Austria, de la Paul Popovici și Ioan Toader, e o linie de pranghe cu porumbei Cupman pe linia Last Samurai. Anul ăsta a reușit să claseze, se găsește în top 3 județean la Aspid, la demifond, maturi, are un loc 5 la general. Acesta e porumbelul care a avut cele mai bune rezultate în sezonul acesta. În rest, cum am spus, am reușit să mă clasez în top la categoria crescători. Am făcut echipe destul de bune și clasări destul de mari ca și procentaj, peste 50% în prima jumătate a sezonului, după aceea
am mai pus niște greșeli în pregătire și s-a văzut. Am înțeles. Vă rugăm atunci să ne dați câteva detalii și despre rezultatele crescătoriei din anul acesta. Păi încă centralizările sunt în toi să se finalizeze. Acum din calcule și din ce am mai văzut, sunt loc 1 la crescător viteză, loc 1 demifond, loc 1 general crescător, așa. Cum am zis și mai devreme, loc 2 a speed, maturi voi fi. Cred, adică cel puțin din, și după ce se va centraliza și ultima etapă de fond proclav. Altele, nu știu, să vedem. Nu mai mi-aduc aminte acum pe moment. Cred că mai sunt câteva. Mulțumesc. Detalii despre programul de la începutul sezonului și până la final, dacă sunteți amabili? Da, acum, în principal, vorbim de zbor văduvie. Am văduvit anul acesta la prima etapă, deși încă mai aveam pui la 20 de zile, 25 de zile pe matur, dar am deja văduvisem deja cu 10 zile înainte, făcând rotația pe pui. Lăsam când masculi, când femeile pe pui. Ca și program, încerc să fac cât mai multe antrenamente înainte de sezon, pentru ca să încep să obișnuiesc porumbeii, să-și intre oarecum în formă, să fie încălziți. Ca și produse, în general merg pe produsele Romfri, că e mai la îndemână să le achiziționez de aici, de la Columbovet. Dar am și alte produse, câteva care le mai introduc și din altă parte în programul de pregătire. Dar cel mai important e, vorbim de recuperare și la recuperare folosesc și multe produse naturale, miere, lămâie, oțet de mere, în prima apă la care adaug Avifarmul, mum sau chest energie, depinde oricare dintre ele. Și după aceea, în timpul săptămânii, vreau să zic, legat de aminoacizi, mai folosesc și Avifarmul, de exemplu, joia, dacă îmbarcăm vinerea, le mai dau o apă în care le pun aminoacizi sau Avifarmul, și Avifarmul conține, de fapt, și aminoacizi electroliți, și le pun și mum sau chest în apă. După aia folosesc Blitz Formul, eu îl folosesc 2-4 ape în sezon. Folosesc, de exemplu, poate marți seara, miercuri dimineața, miercuri după masă și joi dimineața, în care le pun Blitz Formul în apă. Pe mâncare, în general folosesc, fac eu un mix de uleiuri, poate să fie ulei de germen de grâu, de cătină, de ficat de cod și așa mai departe, le amestec și le pun pe mâncare, umezesc și după aceea pot să pun fie top fitul sau vitamineralul, unul dintre ele, și drojde de bere. Acum pe Avifacul, anul ăsta am folosit și de la Herboz, BMC-ul, mi se pare că e, da, BMC-ul cred că, sau BMT-ul e numele. Și încerc în timpul sezonului un antrenament, două pe săptămână, în funcție de cum zboară porumbeii. Tratamente inevitabil le fac o săptămână tricomonoză, o săptămână respiratorii, poate pauză, revin cu un antibiotic spectru larg sau depinde de situație. Deci, oricum, nu e un secret, tratăm că asta e, nu putem concura fără tratamente. Și când împerecheați porumbeii, ce tratamente le aplicați și când? Acum, vorbim de lotul de reproducție sau de zburători, un pic diferit. Dacă vorbim de reproducție, în general încerc să împerechez tot cam deodată cu zburătorii la început de martie. Le fac un tratament de salmoneloză, aș zice, poate să fie nifuramicinul, îmi place foarte mult să-l folosesc. După aceea mai fac un tratament de tricomonoză. Acum fac nifuramicinul, las o perioadă și, dacă e cazul, vaccinez de salmoneloză. După aceea 3-4 săptămâni pauză, un tratament de tricomonoză și vaccinul de paramyxoviroză. La zburători încerc să fac cam același lucru, doar că o să mai fac un tratament de căi respiratorii înainte de sezon, cu o săptămână, două, trei. Depinde de cum pot și cum am, dacă sunt pui la ei, nu fac, dacă atunci încerc să, dacă las și pui de la zburători. Când aveți o etapă specială, cum preferați să pregătiți porumbeii, dacă ne puteți da câteva detalii? În general, etape speciale,
pot apărea, dar în general le joc cam la fel pe toate, nu urmăresc cu extra motivație. Anul ăsta zic că am încercat să arăt înainte de fiecare etapă la mascul femelele. Eu zic că nu am adus niciun plus față de anul trecut, când nu arătam niciodată. Și cred că n-are sens să ne preocupăm să facem mai mult, nu știu, să fie un efort în plus, să arat înainte de fiecare etapă cu jumătate de oră să mă duc să le arat femelele, să le lasă să se liniștească, să le pun în coș și așa mai departe. Nu fac extra motivație. Motivația în sine e... Bine, vorbim de antrenamente, văduvie în sine, să nu arătăm, adică poate arăt o dată pe săptămână sau de două ori femeile la mascul, poate vin de la antrenament sau în a doua jumătate a sezonului îi las o zi întreagă să se vadă, să stea, să zboare liber afară, de exemplu, miercurea le pun să facă și o baie miercurea și atunci las să se simte în arcul lor și un fel de resetare, zic eu. Spuneți-ne, vă rog, ce produse folosiți pentru a condiționa porumbei. Știu că ați pomenit câteva produse mai devreme, dacă ați putea să mi le... Da, l-am folosit, zic eu, cu succes Entrobacu. E un produs foarte bun pentru regenerarea florei intestinale, cu bacterii pozitive, bune, zic. În general, în urma efortului, poate nu în prima apă, dar în a doua apă sau pe mâncare, a doua masă, le dau Entrobacu. Iar după fiecare tratament, în mod cert, fac una, două ape sau pe mâncare, două mese de Entrobac pentru a face din nou flora intestinală să lucreze corect. Îl folosești și în timpul tratamentului sau după ce termină? Mai folosești și în timpul tratamentului, da. În special în sezon, da. Când e în sezon, pentru că nu avem atât de mult timp să la dispoziție pentru recuperare după. E foarte bun Entrobacul pentru că conține și prebiotic, adică e bun înainte de a face un tratament, e bine, poate să dai și o masă, două sau două, trei, într-o zi, două mese sau de Entrobac pentru... A pregăti. Da, corect. După aceea Vifarmul pentru mine, eu zic că e foarte bun, e și destul de avantajos și ca și calitate-preț și ca și cantitate folosită. Folosesc prima apă la recuperare, MUM, sau aceste energii îl folosesc la fel pentru conține maltodextrină și glucoză, deci foarte bun pentru recuperare. Așa, am spus Blitz Formul, care folosesc 4 ape în timpul săptămânii. Folosesc Pavifacu, Top Fit-ul, așa, și Rodo 100, îmi place foarte mult să folosesc joie, dacă depinde cât de, dacă vorbim de fonduri, dau două zile, la viteză o zi. Ce mai folosesc? K plus K, da, K plus K, proteina a doua zi după sosirea porumbeilor în general. De exemplu, dacă zburăm sâmbătă, duminică, ambele mese sau chiar și luni dimineața, trei mese îl pun pe mâncare și... În principiu, da, folosesc rozitolul. În general, o dată pe săptămână, în general când apuc, și ce mai avem? Yellow Drops, da, și Yellow Drops, fie în ziua îmbarcării sau o dată pe săptămână. Dar produse noi ați început să folosiți în anul acesta? Mă refer la produse noi care v-au și impresionat. Am început anul ăsta să refolosesc Betaminu. L-am folosit anul trecut, la început de sezon, după am trecut pe toliamin, dar am revenit din nou la betamin. În principiu... Ne puteți spune și cum îl folosiți? Da, betaminul, în principiu, fie pe mâncare, fie în apă, și îl dau, în general, înainte de îmbarcare, cu o zi, două. Sau câteodată, depinde cât de grea a fost etapa, și îl dau și la recuperare. Dacă ar fi să recomandați un produs sau un produs nou folosit anul acesta, care ar fi produsul? În principiu, anul ăsta am introdus două produse de la Herbots, Optimix-ul și BMT-ul. Iar, în general, pe produsele Romfrid rămân fidel celor care le-am folosit deja de ani de zile. Și cele pe care le-am menționat le folosesc aproape sezon de sezon. Anul ăsta am încercat să văd cum e și de la Herpods,
mulțumit și cu ei, a fost ok. Vedem. Eu, în principiu, e o tendință la mine, chiar dacă poate nu să vă placă, tendință de a opri puțin, adică de a nu da atât de multe produse, pentru că totuși e o încărcare a ficatului. Da, acum nu poți să nici fără produse. Corect, așa este. Ca și încheiere, ce sfaturi ați da unui începător? Acum și eu, ca și începător, primul lucru, am avut șansa să mă lipesc de un columbofil cu experiență din județ, de exemplu, Flavius Vancea, care el, mă rog lângă el, m-a învățat foarte multe lucruri, mi-a deschis ochii ca să pot să merg totuși pe picioarele mele, că nu poate să stea lângă mine să-mi facă el totul. Și atunci îmi dădea anumite sfaturi sau când sunt într-un anumit impas, îl sun, sau mă duc până la el, îl întreb anumite lucruri, ce ar face în situația respectivă. Asta e rolul, de-aia zic că un columbofil începător are nevoie să stea lângă un columbofil cu experiență. Ei, o astfel de relație are niște costuri, pentru că respectivul nu poate să-ți dea porumbei așa, doar gratis, să-ți mai dă porumbei și gratis, dar trebuie să mai și cumperi. Iar eu sunt foarte mulțumit, am cumpărat de la Vancea cei 5 pui din campionul național, pentru că și la rândul lui a cumpărat masculul de la cine l-a cumpărat. Și e o chestie, se leagă o relație de încredere, bazată pe încredere, și atunci altfel poți să zici, domnule, mă duc să iau un porumbel și știu, domnule, e din pereche respectivă, sau poate să-ți recomande, uite, la mine mi-a mers în ultimul timp din perechea asta, uite, îți recomand, cumpără din ăștia, sau uite, îți dau de aici să scoți împrumut într-un an. Și asta e foarte important. Restul, e bine, eu zic, și nu poți să faci sportul columbofil fără asta și fără produse, mâncare de calitate. De exemplu, anul ăsta am folosit mâncare Van Robais, care e foarte, eu zic că până acum cea mai bună pe care am folosit-o. Și produse. Fără produse de bază, iodul, proteina, recuperarea e foarte importantă. Dacă nu clădești pe ceva trainic, s-ar putea următoarea etapă să fii în cap și așa mai departe. Corect. Domnule Bondar, vă mulțumim mult pentru acest interviu și vă dorim un succes în continuare. Mulțumesc!